Salut, lei! Voi face citirea pentru săptămâna 6 februarie, 12 februarie, o săptămână după luna plină în leu, o săptămână în care veți resimți această lună plină și este o săptămână cât de cât mai liniștită, dar la început veți simți efectele lunii pline, dar și am putea spune aspecte legate de soare, de care sunt prelungite din săptămâna trecută. Deci puteți viziona horoscopul. Să vedem pentru voi această săptămână. Sunteți în fața unei alegeri. O alegere dificilă. O alegere între două drumuri identice. Între două persoane identice. Între două situații identice. Această alegere este imposibil de făcut și voi vă gândiți dacă să o faceți sau mai bine renunțați. Și Aspectul general este că veți renunța la această alegere. Veți prefera să lăsați totul uh, la voia divinității. Voi, fericirea, cunoașterea. Uh, voi, uh, vă gândiți să schimbați ceva pentru voi. Să schimbați, eu știu, aspectul. Să vă schimbați culoarea părului, îmbrăcămintea, să aduceți ceva schimbat în atitudinea voastră, în personalitatea voastră. Vreți această schimbare care să vă aducă liniște, calm, armonie, o stare bună, în general, acest șase de spade. Fericirea voastră, ceea ce v-ar fi făcut fericiți, că este vorba de un hobby, că este vorba de o creativitate, de un copil, de o iubire. Sunteți la pământ, 10 de spade, am putea spune că sunteți răniți în această fericire. Această fericire este departe de voi, arată suferința, arată faptul că nu v-ați atins această fericire. Nu simțiți fericirea din contră aveți acel gust amar al uh, dezamăgirii. În cunoaștere v-ați dori să cunoașteți ceva, să studiați ceva, să călătoriți. Poate că unii dintre voi ați vrut să călătoriți și acest lucru nu s-a putut sau uh, ați avut niște blocaje, uh, ați avut uh, ceva care v-a influențat și nu ați putut călători unde v-ați dorit. Uh, Arată că voi v-ați fixat un scop, dar sunteți departe, sunteți blocați, nu puteți merge mai departe la scopul vostru pe care vi l-ați fixat. Poate să fie vorba și de sentimente, trebuie să refaceți cumva, uh, drumul de a ajunge acolo unde v-ați fixat voi, ceea ce vreți doriți voi din punct de vedere sentimental. Și este destul de multă nemulțumire. Pare să fie legat de această fericire. Deci, cunoașterea voastră, cunoașterea spirituală, călătoriile sunt legate cumva de fericirea voastră. <coughs> Resursele? Locul de muncă? Cariera? În Resurse aveți aici un prinț de cupe dar s-ar părea că acest prinț de cupe el niciodată nu o să vină să vă aducă vouă resurse. Cred că este o persoană foarte tânără, un bărbat cu ascendent zodie în pești, dar este o persoană uh, care îi place să călătorească, îi place să distreze, îi place să-și creeze o atmosferă plăcută. Este ca un fel de curtezan care cheltuie toți banii și s-ar putea ca resursele voastre să fie cumva influențate de risipa făcută de acest uh, prinț de cupe. Dar uh, este o persoană care, așa cum am spus, rămâne întotdeauna fără bani și probabil că influențează acest lucru, aspect, acest uh, aspect de resursele voastre. În ceea ce privește regele de monede, avem aici uh, locul de muncă poate fi vorba de un bărbat în vârstă cu ascendent zodie Taur, care are semnul Taurului, clar, care se descurcă foarte bine. Dacă observați, el are monede, are tot ce trebuie, poate să vă ajute. Dacă aveți o problemă legată de bani și s-ar părea că aveți o problemă legată de resurse, puteți să apelați la acest bărbat pentru a primi uh, un ajutor pecuniar. Dacă sunteți bărbat, dacă sunteți femeie, poate să fie și o relație cu acest taur. În schimb, uh, cariera voastră, cumva am putea spune că ați fost strădați în cariera voastră, ceva vă nemulțumește și Stați și meditați, vă gândiți ce ați greșit, aveți și păreri de rău, regrete la ceea ce ați făcut în carieră, dar uh, nu aveți ce face. Puteți numai să analizați această situație. Uh, patru de spade vine întotdeauna după o trădare, un trei de spade, și este un moment al analizei, al gândirii, al. Uh, Observării efectelor acelui trei de spade. Comunicarea, contractele, asocierile, relațiile. În comunicare, voi comunicați probabil cu frați surori, berberișoare, dar și vecini. În această comunicare vă folosiți toată energia. Arătați că munciți foarte mult, sunteți epuizat, probabil aveți foarte mult de muncă la lucru, la locul de muncă. Și arătați eforturile pe care le faceți voi sau sunteți implicați într-o afacere unde la fel trebuie să fiți foarte, uh, sunteți foarte ocupat și uh, arătați că munciți foarte mult. Aveți această dedicare pentru munca voastră. Și, bineînțeles, sperați să primiți uh, rezultatele muncii voastre. În ceea ce privește cinci de monede, într-un contract, într-o asociere, un proces, o căsătorie, este o pierdere. Poate că este un contract care uh, prevedea ceva și voi n-ați observat că în acel contract. Uh, S-a strecurat o greșeală sau s-a strecurat o clauză care va duce această pierdere, fiindcă este o pierdere pe care uh, nu o puteți recupera, nu aveți ce face. Trebuie să acceptați această pierdere. În ceea ce privește relațiile, relația voastră este cu un protector, zic eu. Sau cu un prieten care dă impresia unui fel de mentor. El vă dă sfaturi, el vă uh, îndrumă, este mentorul vostru, acest mare preot. Dar marele preot întotdeauna ne cere și vă cere și vouă să uh, treceți totul prin conștiința voastră să nu judecați, să nu etichetați, să nu luați anumite atitudini în față de alte persoane până când nu treceți totul prin conștiința voastră și nu analizați foarte bine acea situație. Sau poate fi un mentor care deja ă, constată că voi ați greșit ceva și chiar vă dojenește, vă atrage atenția. Familia, căminul, Schimbarea, transformarea și sacrificiul vostru. Aici aveți familia, căminu, pajul de băte. Poate fi vorba de o persoană din familie, o femeie foarte tânără, cu uh, ascendent zodie sau lună plină într-o zodie de foc, adică berbec, leu, săgetător o persoană care își dorește călătorii, își dorește lucruri noi, își dorește relații noi, uh, muncește cu voi, vă ajută, dar ea își dorește tot timpul neutatea, vrea să înceapă ceva nou, vrea să facă altceva. Uh, și am putea spune că vă puteți baza pe această persoană, fiindcă muncește foarte mult, dar uh, își dorește și călătorii, își dorește uh, am putea spune, năutății. În ceea ce privește de deci ce este o persoană din familie care vă influențează, în ceea ce privește schimbarea, transformarea, datoriile, S-ar putea ca voi să aveți datorii față de un prinț de spade, este vorba de un bărbat tânăr, cu ascendent zodie în gemeni un luptător, un războinic, crud, gata să, să, certe cu voi, să vă enerveze, să vă supere, să vă creeze o suferință chiar, fiindcă el își vrea da, cum să spun, drepturile lui. El vine și vă spune, asta este, stai dreptul meu, eu îl vreau. Și acest aspect trebuie să l-aveți în vedere. În ceea ce privește sacrificiul vostru, aveți foarte mulți dușmani, persoane care nu vă doresc tocmai binele și secretul vostru ar trebui să păstrați anumite lucruri secrete, fiindcă asta reprezintă casa a 12 a secrete, mistere, uh, ocultism, dar reprezintă și sacrificii. Deci, cumva, voi trebuie să vă păstrați uh, aceste secrete pentru voi, să vă protejați anumite scopuri. Aceasta a fost citirea. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.